Bun găsit, prietenii! Sunt Ioga Țichi, ne pregătim de startul meciului dintre MES și Ferencvaros în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Partida retur, MES extrem de decisă să își asigure a treia prezență în Final Four-ul Ligii Campionilor, avantajată fiind și de victoria la 6 goluri diferență, 32-26, obținută în Ungaria pe terenul celor de la Ferencvaros. Așadar, echipa lui Maionat, pe care îl avem acum în cadru, pornește favorită în această partidă. Maionat și Visma, cele două persoane cheie de la MES, antrenorul și președintele clubului în cadrul precedent. Ferencvaros cu Janulic și Biro în poartă, cu Sucianski, Kishfaludi, Harșfalvi, Stöle, Bölk, Marton, Tömori, Pap, Malestein, Kukeli, Gruiber, Zvic, Lekic și Zacic, o absență importantă. Aniko Kovacic, abia revenit Aniko Kovacic în pe teren după o problemă la umăr, a recidivat acea problemă la ultimul meci jucat de Ferencvaros în campionat la ERT, dacă mi-aduc bine aminte, și așadar nu poate fi utilizată în această partidă, alături de Franțu Zoica, Beatrice Nervij, fostă jucătoare a MES-ului și ea accidentată și indisponibilă așadar pentru această partidă. De cealaltă parte, MES fără Burgard din șaptele de bază, să spunem, în această partidă. O avem în cadru pe, am avut-o mai devreme pe Katrin Kluiber, omul de gol pentru Ferencvaros. Kluiber are 101 goluri înscrise în actuala ediție a Ligii Campionilor, face parte dintr-o companie selectă a jucătoarelor care au depășit 100 de goluri în acest sezon, un clasament condus de jucătoarea lui Esbjerg, Raistad 126 de goluri, Neagu are 112 și Rapkova 102. Și că vorbeam de Neagu, vorbeam de Esbjerg, nu uitați, de la ora 17 pe Digi Sport 1 avem returul sferturilor de finală dintre CSM București și Esbjerg, sperând la capacitatea CSM-ului de a întoarce înfrângerea din partida tur și a ajunge după, iată, 5 ani de așteptare în Final Four-ul Ligii Campionilor. Start de meci în duelul dintre MES și Ferencvaros, primul atac creionat acum de jucătoarele lui Gaborelec de Ferencvaros. Un sezon cu bune și cu rele, dar cu multe rele pentru Ferencvaros în actuala ediție a Ligii Campionilor, care, iată, Ferencvaros înscrie pentru prima dată în meci mână sigură Malestein de pe extrema dreaptă, așadar conduce cu 1-0. Vă spuneam despre Ferencvaros, care a avut două rezultate șoc în actualul sezon competițional. A avut acea înfrângere 20-40 în deplasare la Bietigheim, cea mai dură înfrângere a lui Ferencvaros în Liga Campionilor. Apoi a venit acea înfrângere din campionat în fața marii rivale Gheorghe la 11 goluri diferență. Au reușit cât de cât jucătoarele lui Gaborelec să iasă din corzi. A învins, de exemplu, pe Gheorghe în finala Cupei Ungariei, pentru ca în Liga Campionilor să fie egala deținătoare trofeului Vipers. Înscrie internaționala Valentini primul gol din meci, 1-1 MES Ferencvaros, 28 de ani pentru Valentini, ce are în palmares aurul olimpic, argintul mondial și argintul european, alături de, evident, naționala Franței. Un MES care pregătește destule schimbări de lot în vară. Lista este destul de lungă, foarte multe mișcări, foarte multe plecări deja confirmate: Horacek la Nantes, Maslova la Brest, Micievici la Paris, Bruno de Paula, o jucătoare pe care cu siguranță o voți vedea ieșind la rampă în această partidă, va ajunge la Gheorghe. Iar Laura Canor, extrema stângă, va veni alături de sora sa geamănă la Rapid, alături de Orlan. La capitolul achiziții și aici nume interesante, Anemete Hansen, care va veni de la Gheorghe la MES. Coordonatorul Borussiei Dortmund, Alina Griseli, o jucătoare extrem de importantă pentru Borussia Dortmund și pentru naționala Germaniei. Am văzut mai devreme o ratare a lui MES, aruncare în bară. Ferencvaros are posibilitatea de a trece la plus 2 pe tabelă. În urma acestui atac, o avem pe Emily Bölk pe partea stângă,
Kluiber pe zona centrală, joacă pentru Bölk. Bölk deschide extrema, dar nu are pe unde să atace poarta. Greta Marton, atac prelungit, intrat în limita pasivului. O aruncare în criză de timp. Ferencvaros escapă fără gol. Mes. Este rândul franțuzoicilor să caute al doilea gol din această partidă. Acord onoare de Paula, o jucătoare extrem, extrem de importantă pentru Mes, 82 de goluri marcate. O evoluție la sa aici la Mes, ce a atras atenția pierului care și-a asigurat serviciile brazilienci începând din sezonul următor. Valentini, faultată mai devreme de Malestein, prima eliminare din meci dictată de arbitrii norvegieni. Angela Malestein, 30 de ani, venită în 2020 la Ferencvaros, de la Bietigheim, campioană mondială, argint și bronz mondial, argint și bronz european alături de naționala Olandei, inclusă în echipa ideală a sezonului precedent din Liga Campionilor. Horacek pentru De Paula, Horacek blocată pe braț pentru scurt timp de Zita Sucianski. Rămână franțuzoi cel mai dat acoraje, foarte bună pasă dată pentru Cuptit, scrie Sara Cuptit, al 57-lea gol competițional pentru Mes, foarte bună pasă dată de Tamara Horacek pentru Sara Cuptit, 20 de ani pentru această jucătoare ce joacă din ce în ce mai bine, am văzut mai devreme pe Mandriușina, colaborând acolo cu Maionad, cei doi fac cuplu din punct de vedere tehnic, atât la echipa de club, au avut și acea prezență pe banca tehnică a Naționalei Țărilor de Jos între 2019 și 2021, cum ar și câștigat titlul mondial 2019. Vedem în cadru pe Cuptit, cea care era în atenția selecționerului Franței pentru campionatul european desfășurat în luna noiembrie anului trecut, însă Krumbolz a declarat că ar trebui Cuptit să se pună mai bine la punct din punct de vedere fizic și astfel că a renunțat la serviciile sale. Gol marcat mai devreme de Horacek, a trecut lejer acolo de Ișvaludin. Vă spuneam despre Tamara Horacek, ce va pleca la Nantes din sezonul următor. Încep să apară erorile pe atacul lui Ferencvaros, așa cum s-a întâmplat și în partida tur. Gol marcat cu poarta goală de Mes. Valentini, cea care l-a înscris, plecată Valentini pe contraatac, nu ratează ținta și le înscrie. 4-3 pentru prima dată în această echipă, în această repriză, echipa lui Maionad preia conducerea pe tabelă pentru scurt timp, pentru că vine golul marcat de Greta Marton, 38-lea din actualul sezon al Ligii Campionilor, în Final Four-ul de la Budapesta și au asigurat deja prezența Gheor și Vipers. Gheor a reușit să treacă dublă manșă de Odense, de în timp ce Vipers la fel în dublă manșă s-a impus în fața reprezentantei României Rapid București. Ultimele necunoscute vor fi lămurite astăzi în urma acestui meci și dintre Mese și Ferencvaros, dar mai este și duelul dintre CSM București și Esbjerg de la ora 5 pe Digisport în această după amiază în tur. Esbjerg s-a impus cu 32-28. Tot astăzi vom afla câștigătoarea celei de-a treia competiții Intercluburi European Cup, returul finalei acestei competiții. Pânii Altii joacă împotriva lui Atletico Guardes. Partida va fi de la ora 20 în direct pe Digi Sport 4. În tur Guardes a câștigat și este favorită pentru a menține hegemonia spaniolă asupra acestei competiții. Revenind al duelului dintre Mese și Ferencvaros, 4-4, minutul 7, atac cu atac ratat de către Ferencvaros.
de Paula, foarte bună depășirea dată de Paula, bună și intervenția din poartă Ianuric, rămâne Paula pasul liber acum, întoarce pentru Suceanski, fază dusă până pe extremă, ia la țintă Malestein pe Sacco, o evoluție foarte bună pe care a avut Sacco în partida curtă, mai puțin de 19 intervenții și un procentaj la poartă de 42%. A fost un motiv puternic al victoriei pe care Mes a obținut-o în deplasare la Ferencvaros. Valeria Maslova pe inter dreapta, o jucătoare venită la Mes din 2022, în 2023, în vara lui 2023, va pleca la Brest, așadar scurtă șederea Valeriei Maslova în echipa lui Maionat. Va pleca la Maslova la Brest pentru a acoperi venirea polonezei Kobilinska la CSM. De Paula, deocamdată fără gol, dar activă brazilianca. Pregătiți să sărbătorească calificarea într-un nou Final Four fanii lui Mes, o primire făcută chiar pe porțile arenei. Primire călduroasă, zgomotoasă, cu mult fum în culorile clubului, un lob încercat mai devreme. Ianuric scapă însă fără gol, rămâne 4-4, un scor stabilit de câteva minute bune. Se modifică tabela, Kluiber înscrie pentru 5-4. Singur gol marcat de Kluiber în sezon în partida tur. Poate și aceasta este o explicație a faptului că atacul lui Ferencvaros nu a mers deloc. Dacă nu merge Kluiber, principala marcatoare, situația tinde să devină delicată pentru echipa lui Gaborele. 5-4 Ferencvaros, minutul 10. Deocamdată Mes este avantajată de rezultatul din tur. Vom vedea dacă Ferencvaros va avea capacitatea să pună în pericol prezența echipei franceze în Final Four. Ferencvaros, care își dorește cu atât ardoare o prezență în careul de Aș, dar de sezoane bune ratează prezența în primele patru echipe europene. Horacek, faultată Buktit, 7 metri, de care beneficiază Mes. A fost Suceanski cea care a faultat. Vedem pe Suceanski într-un duel cu Sara Buktit. Jorgensen, cea care se pregătește să arunce de la 7 metri, într-o poartă apărată de Blanca Biro. Înscrie Jorgensen, aflată la primul sezon pentru Mes, venită după 5 ani jucați la Viborg. Are bronzul mondial din 2021 și argintul european în 2022, câștigat alături de naționala Danemarcei. A făcut destul de bine joncțiunea cu Mes. Cristina Jorgensen, 67 de goluri marcate în acea ediție a Ligii Campionilor. Pare o achiziție inspirată pentru Maionat. Aruncă din fault peste Emily Berg. Șapte metri pe care Kluiber se pregătește să-l transforme în gol. Gaborelec, evident nemulțumit de evoluția echipei sale în partida tur, dar și în multe meciuri din actualul sezon. A scris Kluiber, conduce Mes cu 6-5, minutul 12. Horacek a venit de Bibont să ajute la această construcție.
frumoasă acțiunea de atac finalizată cu gol de Mes. Cea care a marcat a fost Valeria Maslova, locul 5 cu Rusia la Europeanul din 2020. Și Maslova, vă aduceți aminte, dorită la un moment dat și de CSM. Fostă jucătoare la Rostov, la Buducnost, la CSKA pentru scurt timp, în 2022. Scrie Ferencvaros prin extrema Marton. Conduce echipa maghiară cu 7-6. A venit Valentini, al doilea pivot pe acest atac portat de Mes, faultat Ploie Valentini. Paula Jorgensen, Maslova, Jorgensen din nou, așteaptă Maslova, primește. Maslova, evident, va juca mai mult, pentru că nu este bulgar pe acel post. Foarte bună pasă dată de Jorgensen, ajunge mingea până la Debbie Bont, infiltrată pe semicerc, va reuși să înscrie. Berg până la Marton, Marton se oprește, acuzând un fault comis de Debbie Bont, aflată la ultimul sezon al carierei. Retrasă deja de la Naționala Olandei, se va retrage și de la echipa de club la finalul acestui sezon. Bölk, pentru Lekic. Bölk a încercat să joace acolo pentru Kisvaludi, ajutat pivotul lui Ferencvaros. Lekic așteaptă Bölk. Lekic însă își asumă această aruncare, oricare slabă, destul de slabă, pradă ușoară pentru Sacco. Tatu Sacco, 27 de ani. Reda Marton în cadru. Am văzut și o parte dintre rezervele lui Mes. Era în acel grup și Laura Canor, toarea jucătoarea Rapidului. Maslova, buctit în pofida contactului cu adversară, reușește să înscrie. 7-7. Lekic, Liber, Bölk. Bölk foarte bine a tras două adversare pe ea și a eliberat extrema. Marton scrie și conduce Ferencvaros cu 8-7. La jumătatea prime reprize. Mes a terminat pe primul loc grupa B, din care a făcut parte. Pe locul 2 a fost Gheor, evident a sărit peste faza optimilor de final, a ajuns în sferturi și iată-o cu un pas în Final Four. Sperăm să nu grăbim deznodământul acestei partide. Avansul din tur este de 6 goluri, dar da, cine știe ce se poate întâmpla. Are nevoie Ferencvaros de 3-4 goluri avans pe tabelă pentru a pune presiune pe urmării jucătoarelor lui Maionad. Deocamdată un singur gol diferență între Ferencvaros și Mes în acest minut 16. Lui Berg, doar ce pentru Bölk. Bölk, faultată de Buktit, reușește să paseze, ajunge mingea până la Malestein și ea faultată de experimentata Valentini. Susana Tomori, într-un dialog mai devreme cu Gabor Elec, Kluiber a avut culoar de pătrundere, a pasat însă pentru Lekic. Lekic primește acum Kluiber și înscrie. Nu a fost Kluiber, a fost Sia Stöle, cea care a marcat 7 metri. Apărare în semicerc. Inutil efortul pe care l-a făcut Janurik în poartă. Da, a văzut clar poziția Angelei Malestein în defensivă. Plus 2 pentru Ferencvaros momentan, dar are Jorgensen șansa de a reduce scorul. Jorgensen
pleacă târziu de pe linia corții Blanca Biro. Mai Ferenc Varos 8 la 9 minutul 17. Stöle, Lekic, Bölk. Bölk întoarce pentru Lekic. Foarte atent a fost însă Jorgensen. Jorgensen nu rapează în fața Janului. 9 la 9 Mai Ferenc Varos. Bândit foarte bine mai devreme Jorgensen mingea, o avea sub control pe Dragan Azvinic. Lekic intră în fault cu Bond, un nou atac irosit de echipa lui Gamorele. Din ce în ce mai multe voci încep să conteste prezența lui Gabor Elec pe banca lui Ferencvaros. De 16 ani antrenor la Ferencvaros, foarte greu să se producă o modificare la nivelul băncii tehnice, ținând cont de perioada lungă pe care o are Gabor Elec și de statutul său la această echipă. Evident, Gabor Elec s-a arătat dispus să renunțe la post în condiții în care conducerea clubului iar cere acest lucru. Cei din conducere au fost însă extrem de clari și i-au asigurat continuitatea lui Gabor Elec pe banca lui Ferencvaros. Vă repet, este vorba despre statutul pe care acest antrenor de 52 de ani îl are la Ferencvaros. Greu, greu să se producă vreo schimbare la nivelul băncii tehnice. Să vedem decizia celor doi arbitri norvegieni. Eliminare de 2 minute la Stöle. Perioada bună pe care Mes o traversează în această partidă. A reușit să revină în avantaj pe tabelă și va avea superioritate numerică în următoarele 2 minute, plus aruncare de la 7 metri. În același colț a aruncat Jorgensen ca și la precedenta încercare. 11 la 9. Văzut-o un cadru mai devreme în centrul cadrului pe croata Camila Micievici, revenită în sfârșit pe foaia de joc după o perioadă foarte lungă de absență. A fost probleme medicale la genunchi, ce au intervenție chirurgicală, apoi probleme ce au recidivat și au ținut-o pe croata departe de teren. Berg. Lekic și nu a adus Lekic și claritate în jocul lui Ferencvaros până în acest minut 19. A fost mai devreme faultată și va fi 7 metri pentru echipa maghiară. Iese Sako, intră de pise. Foarte bine de puse, importantă și inspirată schimbarea de portară la această amintare de la 7 metri. Camil de Pise, 24 de ani, venită de la Bourg de Péaj în vara lui 2022, aur european la sub 20 de ani. Jorgensen a încercat să întoarcă pentru De Paula, marcată bine brazilianca la faza precedentă. Jorgensen a vrut o pasă către Bond, dacă am văzut bine, mingea s-a lovit de piciorul Andrei Lekic. De Paula, foarte bună schimbarea de direcție și a găsit culoarul de pătrundere, dar a aruncat bară. Rămâne 11 la 9 cu 10 minute. Distanță de pauză. Toată tribuna în galben, evident, pregătiți de sărbătorirea unei noi prezențe în Final Four. Timeout solicitat de
Maionat, un antrenor de 39 de ani, a ajuns la o cotă foarte, foarte bună în handbalul european. Jugi, be kell lőni a helyzeteket! Mondom, és védekezés be kell, és mit csinálsz a meló! Gyerünk! Kettő-három! L-am văzut, evident, a fost un time solicitat de Elec. Am văzut indicațiile sale dublate de unele secunde, evident, pentru jucătoarele care nu stăpânesc limba maghiară. Stoile și Belk, două dintre ele. De Lekic nicio problemă în a-l înțelege pe Gabor Elec. Ne aducem aminte de faptul că a jucat la Gheor și câștigat alături de acea echipă Liga Campionilor. Lekic a revenit Kluiber pe teren și reia acum zona din dreapta atacului lui Ferencvaros. Zacic din cădere reușește să arunce spre poarta lui Sacco și să înscrie. Sandra Zacic, 33 de ani. Pentru a treia oară a ales Ferencvaros. Vedem un cadru pe Andra Zacic, 24 de goluri marcate în ediția Ligii Campionilor. Jorgensen, Bont, din nou Jorgensen, de Paula, întoarce pentru Jorgensen cu mâna pe sus, Buctit, cere o pasă care nu mai vine. De Paula, înainte de aruncare, o pasă la intercepție. E delicată situația în care se află Valentini. Două minute eliminare, a fost clar contact între Valentini și Kluiber, dacă am văzut bine prima eliminare din meci pentru Roy Valentini. Revenem duelul dintre Valentini și Malestein. Liber, foarte bine întoarce pentru Malestein. 11 la 11, minutul 23. Foarte bine gândită faza mai devreme de către Liber, cea care a întors, schimbat zona de atac. Paula, Maslova, foarte frumoasă aruncare a Valeriei Maslova, jucătoare tânără, 22 de ani. Iată că nu-și găsește locul aici la MES, vă spuneam, va pleca la Brest. Evident, Burgard titular de drept pe acest post și a doua alternativă este Emma Jack. Jucătoare tânără și care promite mult, 21 de ani pentru Jack, cea care ușor-ușor a făcut juncțiune și cu Naționala Marea Franței. 12 la 12, 6 minute până la pauză. Mes începe să scârție în atac, pierde ușor mingea și un gol simplu marcat de Malestein mai devreme. Am văzut-o pe Tomori, cel care a ciupit mingea suficient cât să-i devieze traiectoria
Conduce din nou Ferencvaros pe tabelă. Un avantaj însă foarte, foarte fragil și inutil deocamdată. Maslova. Oh, foarte aproape Malestein de o intercepție. Se descurcă bine viitoarea jucătoare a Rapidului, Racanor. Egal. Ferencvaros și-a fost în grupă cu CSM. Grupa A a terminat pe poziția a patra. A fost acel egal cu Vipers, după înfrângere cu CSM. Dublă victorie cu Odense. Acestea sunt bornele care ne interesează în parcursul lui Ferencvaros și după ediție a Ligii Campionilor. În play-off a trecut de Buducnost cu 55 la 46 la general. Din nou Ferencvaros la un gol distanță. Malestein cu a treia reușită din meci, această dată de la 7 metri. S-a terminat perioada de inferioritate a lui Mes, efectiv complet. Destul de delicată situația franțuzoicelor, atâta timp cât Valentini a fost eliminată în 2 minute. Inferioritate care a restabilit situația de plus pe tabelă pentru Ferencvaros, dar rezolvă pentru moment situația Bruno de Paula. Joacă din 2016 în Franța această Bruno de Paula la Fleury, la Nantes, din 2021 la Metz. Deci va încerca șansa în campionatul Ungariei, la Győr. În sezonul viitor pasă dată la intercepție de acolo de către Zacic și gol marcat de Metz. Aceeași Canor înscrie 15 la 14. Ce frumos și-a construit culoarul Canor prin acea schimbare de direcție pus pe picior greșit, două adversare. 4 minute ne mai despart de pauză. Au ce să sărbătorească fanii francezi, răsplătiți pentru prezența lor în tribune de o revoluție bună până acum, deși iată, nu reușesc să se detașeze pe tabelă. Mai mult sunt egalate favoritele de către Ferencvaros, îl marca de Harchwald, dacă am văzut bine mai devreme, 15 egal. Maslova, Paula, Jorgensen. Jorgensen provine dintr-o familie cu alte două reprezentante în lumea handbalului cunoscute. Lina Jorgensen, fostă jucătoare a CSM-ului, câștigătoare a Ligii Campionilor cu această echipă în 2016. Și Stine Jorgensen, fostă la Odense, la Midtjylland sau la Bietigheim, actualmente joacă la Copenhagen. Blanca Viro încearcă să-și încurajeze cu echipierele de pe bancă. Ianuric, deocamdată preferată, poarta lui Ferencvaros, detrimentul Blancai Biro. Zacic așteaptă, primește acum Zacic, întoarce pentru Kluivert. Kluivert pe zonă centrală, joacă pentru Lekic. Lekic, Kluivert. Atac prelungit al maghiarelor, amenințate de pasiv. Horacek în cadrul precedent, centrul defensiv. Lekic încearcă să joace pentru a sa compatriotă Zvic. Eliminată 2 minute. Va fi Jorgensen. A fost avertizată Jorgensen în urmă cu câteva secunde de către arbitrii maghiari. A fost Kishvalu din ce-a căutată cu pasa mai devreme de Lekic. Din nou Lekic pentru Kluivert. Cursare în atac. Dau arbitrii norvegieni la pătrunderea pe care a avut-o Zacic mai devreme. Rămâne
rămâne 15 la 15. Două minute până la pauză. Nu uitați, de la ora 17 avem emoții, pentru că CSM încearcă să întoarcă înfrângerea cu turul de la Izmir. Partida va fi pe Digisport 1. O seară cu multe evenimente la Digisport din Formula 1, Marele Premiu de la Miami, de la ora 22:30 de minute. Din lumea fotbalului avem CFR Cluj, Universitatea Craiova, de la ora 21, Newcastle Arsenal, de la ora 18:30 de minute, West Ham Manchester United, de la ora 21, Napoli Fiorentina, de la ora 19. Va fi și festivitatea de premiere în această seară. E o atmosferă superbă. Continuă să sărbătorească fanii napoletani câștigarea titlului în Serie A. Troia joacă cu PSG de la ora 21:45 de minute. Nu uitați de finala European Cup la handball feminin. Coni Alti, Atletico Guardes, de la ora 20 pe Digisport 4. Foarte, foarte multe evenimente pe canalele Digisport. În această după-amiază, time-out cerut în ultimul minut de joc de Maionat. On a la marque 3 ici avec Valeria et puis Tamara sur la séquence. Bruna va au bout des choses sur la séquence. Ne regarde pas Sarah. Sarah, ton obsession, c'est d'essayer de rester entre 3 et 3 par là-bas. Ne te laisse pas disperser, ne viens même pas sur ce défenseur là-bas, ok? Derrière, Valeria, Katia, dis-lui, si if someone goes up here, Sarah essaie de venir dessus numéro 3 et elle jette la balle sur la séquence ici là. Comme on a joué tout à l'heure avec Louisa, où on a passé, Louisa avait les bras pris par là-bas. Tomori, je ne sais pas, tout à l'heure elle est sortie, elle n'est pas sortie, etc. Donc là, quoi, si ça sort, on regarde. If no one you hear, you come all round and you jump and you shoot. Tu as dévié, c'est pourquoi après toi là-bas. Allez, 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 allez. Sezon foarte bun până acum, reușit de mes. Iată, este foarte aproape de Final Four. Are deja matematic titlul adjudecat în Franța. Este al 25-lea. Este prezentă și în finala Cupei Franței, pe care o va juca cu Paris 92. Așadar, poate să câștige toate competițiile în care este angrenată echipa lui Maionat. Gol marcat de Maslova cu eliminare de 2 minute. Funcționat schema pusă în aplicare de Maionat, 16 la 16. Am văzut eliminarea de 2 minute, nu este susținută această informație de grafica televiziunii. Gol marcat de Ferencváros prin Zacic, 16 la 17. 20 de secunde până la pauză. E, și posibil să avem scorul pauzei. 17 la 17 a înscris Buctit de pe pivot. În ultima secundă încearcă Zacic să arunce spre poarta adversă. Se termină primele 30 de minute de joc. Deocamdată Messi este în grafic la egalitate cu asa adversar, dar are avantajul victoriei din tur. Revenim după aproximativ 15 minute cu repriza secundă. Ne pregătim de repriza a doua meciului dintre MES și Ferencváros 17 la 17 după primele 30 de minute. Partida ce se joacă în faza sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, returul acestei faze. MES deocamdată este în grafic pentru accederea în Final Four-ul competiției. Treia oară când ar reuși echipa lui Maionat să fie prezentă în careul de ași. De cealaltă parte, Ferencváros, după înfrângerea suferită în partida tur, la 6 goluri diferență, a încercat să se desprindă pe tabelă, însă mai mult de 2 goluri avans nu a avut în primele 30 de minute și MES a condus o dată la 2 goluri, dar
per total, Ferencvaros a fost echipa aflată în avantaj pe tabelă, în avantaj însă fragil de cele mai multe ori, de un gol. Am văzut o prima aruncare la poartă în această repriză secundă. Horacek, cea care a încercat, poarta a fost faultată, 7 metri pentru Mes cu Jorgensen la linia de 7. S-a descurcat foarte bine daneza în prima parte, 3 din 3 de la 7 metri. De această dată însă nu reușește să o învingă pe Blanca Biro. Rămâne 17 la 17. A schimbat zona de aruncare Jorgensen și a fost cu ghinion. Rămâne egalitate pe tabelă. Kluiber, Zacic, Bölk, Wallenstein își reia postul de bază. Adrian Kluiber, principala marcatoare a echipei, pe locul 4 în topul marcatoarelor din actuala ediție a Ligii Campionilor. Wallenstein are suficientă experiență încât să reușească dintr-un unghi dificil să înscrie. Conduce Ferencvaros cu 18 la 17. Mes are însă atacul de Paula pentru Horacek. Horacek încearcă pentru Buctit. Buctit acuză un fault, dar arbitrii lasă jocul să continue. Minge recuperată de Ferencvaros, care începe decis această repriză secundă. Kluiber pentru Sucianski. Dölk. Sucianski. Oh, a aruncat peste, nu a fost Dölk, a fost Zacic, cea care s-a descurcat destul de bine pe acel post în prima parte. Așteaptă și primește Stelvia de Jesus, jucătoare din Angola, de 20 de ani. Venită în 2022 de la din Angola și aflată așadar la prima participare în o competiție europeană. O jucătoare tânără, o jucătoare de perspectivă, care a făcut o impresie destul de bună în perioada de din presezon. O vedem în cadru pe Jesus, cea care ușor, ușor rezolvă și problemele de comunicare, pentru că nu știe decât portugheza, nici engleză, nici franceză, ajutată de Bruno de Paula să se acomodeze. Paradă foarte bună de Pizet în poarta lui Mes. Rămâne Ferencvaros la un singur gol distanță pe tabelă. Wallenstein dintr-o poziție mai bună, mai clară decât precedenta acțiune pe care a avut-o. Nu reușește să înscrie. De Paula, Horacek, Maslova. Vă reamintesc, lipsește Burgar de pe interdreapta. Maslova a fost omniprezentă pe acea poziție. Foarte bine, bine de pe extremă, în centru semicercului Canor și înscrie pentru 18 egal. Nu uitați de la ora 17 pe Digi Sport 1 CSM București Esbjerg, returul sferturilor de finală. Iar de la ora 20 pe Digi Sport 4 Cunialti Atletico Guardes, finala European Cup. Kluiber a accentuat puțin faza defensivă mai devreme Stelvia de Jesus și a înscris fără probleme. Kluiber conduce din nou Ferencvaros la un gol. Paula, Maslova, așteaptă și primește Horacek. Paula, Tit. De Paula, o pasă către nimeni. Venise Maslova cumva la întâlnirea cu mingea, depășită însă de pasă. Șansă de plus 2 Ferencvaros. Bölk pasă pe pivot pentru Ișvaludi. 7 metri Ferencvaros, care poate să se ducă la 2 goluri distanță. Am revăzut colaborarea bună dintre Kishvaludi și
Böll când scrie de la 7 metri Malestein. Conduce Ferencvaros cu 20-18. Paula, doar ce pentru Maslova. Orace, cu aruncare de viață, repunere de la colț. Mes are o serie de 27 de victorii consecutive în toate competițiile, dintre care 10 în Liga Campionilor. Ce torpil a aruncat Maslova de la distanță. 20-19. O aruncare foarte puternică a Valeriei Maslova. Pentru 19-20. Patrulea gol marcat de Rusuaică Malestein. O nouă poziție delicată pe care a avut-o pe extrema dreaptă. Reușește însă Malestein să fructifice șansa pe care a avut-o. Conduce din nou Ferencvaros la 2 goluri, 21-19, minutul 7 al reprizei secunde. Horacek, Maslova, vine să ajute Bont. De Paula, Maslova, Horacek, foarte bună acțiunea! Oh, s-a precipitat Buptit. A fost hotărâtă ce vrea să facă într-o situație de 1-1 cu Ianuric. Și iată, se ivește șansa pentru Ferencvaros să conducă pentru prima dată în această partidă la 3 goluri distanță. Trebuie să fructifice însă acest atac. Ucianski, lui Ber, de la distanță, aruncă și înscrie. Berg, Emily Berg, 25 de ani, fost la Bibstecul și Thuringer. Plus 3 pentru Ferencvaros. Ușor, ușor, presiunea crește pe umerii jucătoarelor de la MES. Mai găsesc atât de ușor drumul spre gol. De Paula. Are șansa să se revanșeze și o face cu Pit. Gol înscris dintr-o poziție mai dificilă decât precedenta. Într-un duel acolo cu neexperimentata Tomori, a scris Pit. 15 ani diferență între Pit și Tomori, protagonistele acțiunii de mai devreme. Kluiber, bună pasă dată pentru Malestein, își calculează bine olandeza pașii și înscrie 20-23. Valentini, Paula, așteaptă și primește Horacek. Horacek, ce bună pasă dată pentru Buctit. Cred că i-a atins piciorul mingea pivotului de la MES. Și gol înscris de Ferencvaros, plus 4. Suceanski, cea care înscrie, se apropie un time-ul cerut de Maionat, clar. Da, și vine. Par ici là, on fait pas assez d'efforts, on se parle pas assez, on subit tout. Elle joue le même ballon et on peut pas s'adapter sur la séquence ici, alors que ça avait changé. Ça c'est toi de lui dire. Malestein, elle était rentrée là. Tout à l'heure, elle n'était pas rentrée. Et donc il faut enchaîner, réguler nos intentions. À défaut d'être un peu en difficulté, rester compact et jouer un tout petit peu le jeu. Essaye de voir Tamara sur la moulinette comment tu peux ouvrir l'espace avec Huber et le refermer tranquillement. En attaque, continue à mettre du rythme. Les situations de Croatie ne sont pas mauvaises. On ne juge pas la qualité d'une séquence, au tir raté ou pas de Sarah. Mettez du rythme. Bruna, il faut que tu arrives à nous soulager et à gagner un duel intérieur. Allez, 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 o perioadă delicată pentru MES, a ajuns să fie condusă la 4 goluri de Ferencvaros. O repriză mult mai bună făcută de jucătoarele lui Caborelec.
Vă reamintesc că în partida tur desfășurată în Ungaria, Messi s-a impus cu 32-26 și a dat o diferență de 6 goluri în partida tur. Mulți o considerau pe Messi ca și calificată în Final Four, dar iată că returul este, devine delicat pentru echipa lui Man United. Un atac foarte important pentru moralul lui Messi, înforțează în atac Horacek și poate Ferencvaros să meargă la 4 goluri, la 5 goluri distanță pe tabelă. În continuare, fără luciditate, atacul franțuzoaicelor, apel la calm făcut de Man United la timeout-ul precedent, dar jucătoarele sale au continuat să greșească. Kluiber, blocată de Valentini, într-o acțiune care oricum nu mai avea niciun orizont. Malestein întoarce pentru Suchanski. Malestein aruncă pe întors, o aruncare cred ștearsă de o adversară și apără foarte bine de Pize. Rămâne 20-24. Este o paradă de care Messi avea nevoie. Are nevoie și de poartă! A ratat Horacek în fața Blancăi Biro. O nouă șansă pentru Ferencvaros de plus 5. Suchanski, Kluiber, Belk. Linia de 9 metri, ce a adus revenirea lui Ferencvaros în această repriză secundă. Pleacă în circulație de pe pivote și Harshvalvi. Belk, Kluiber, Belk pentru Suchanski. Suchanski, Kluiber, atac prelungit, intrat în prepasiv. Belk încearcă să găsească un culoar de aruncare. Scoate din nou de Pize. Nici aruncarea nu a fost cea mai bună din lume. Are nevoie MS de susținerea fanilor, are nevoie de poartă. Trei parade în prima repriză pentru Sacco. De Pize are două în ultimele două minute ale acestei partide. De Pize apare și o aruncare de la 7 metri în prima parte de Paula. Horacek. Valentini. Horacek. Valentini. Nu se înțeleg cele două. Valentini pierde mingea. Cere fault. Se cere fault din tribune. Rămân jucătoarele de la Ferencvaros în posesie și a treia șansă consecutivă pe care o au să se desprindă la 5 goluri. Precedentele două tentative s-au pus de Pize. Vedem ce se va întâmpla la această fază. Kluiber, iată, 4 parade pentru Camille de Pize. Aruncă și înscrie. O aruncare puternică, Emil Belk. 25-20 Ferencvaros. Vom avea un ultim sfert de oră de foc în această partidă pe care mulți o considerau la discreția franțuzoaicelor. De Paula, vedere incredibilă a avut Omes în această repriză secundă. Par să fi intrat pe vârfuri jucătoarele lui Man United după acel 17-17 de la pauză. Interesantă partidă. Nu putem să ne imaginăm un astfel de scenariu după desfășurarea primei reprize. De Paula acum întoarce pentru Jorgensen. Scoate foarte bine Blanca Piro. E, și iată că Ferencvaros poate să conducă la 6 goluri. Încep să se agite jucătoarele de la Ferencvaros. Evident un plus de moral după scorul înregistrat acum pe tabelă. Kluiber. Belk. Kluiber. Suchanski. Nou atac prelungit. Belk încearcă să ocolească defensiva adversă. Malestein o pasă în aut. Puțin incomodată olandeza de un adversar în momentul pasei. Repunere rapidă. Dar nimeni de la MES nu atacă poarta. Jorgensen a pasat în stânga pentru De Paula. Baslova. Se simte lipsa lui Burgard de pe interdreapta. Jorgensen pentru Buktit. Buktit foarte bine. Greu
reușește să scape din marcajul Zitei Sucianski și să înscrie 21-25. Timeout cerut de Gabor Elec de această dată. Încearcă Gabor Elec prin timeout-ul pe care l-a solicitat mai devreme să-și mențină jucătoarele într-o presiune continuă adresa adversarilor. Au pus 4 pe tabelă momentan. Se pot duce la 5 goluri dacă vor fructifica acest atac. Bălc, Sucianski. Nou Lechici este un Sucianski. Kluiber toarce pentru Bălc. Bălc pătrunde și înscrie. Foarte bună repriza secundă făcută de Emily Bălc. 21-26. Repunere, cred, greșită. Atacul lui Mes, întoarsă faza. Parte a galeriei lui Ferencvaros prezentă la această partidă. Jorgensen, de Paula, Maslova, blocată de Lechici. N-a strălucit Lechici în prima parte, dar în repriza secundă și-a făcut și ea simțită prezența de Paula. Acum pentru Maslova, zonă liberă de pătrundere, aruncă și ratează de Bibont. Apără din nou Blanca Biro, 21-26 și poate să fie 21-27. Intrăm în minutul 15 al reprizei secunde. Există dramatism în această, în acest retur al sferturilor de finală. Ferencváros renăscută din propriei cenușe după prima repriză, am putea spune, deși nu a avut o evoluție slabă în prima parte, a avut un plus, dar nu semnificativ pe tabelă. Cum însă repriza secundă mult mai hotărâtă decât adversara, ce față face Lechici. O fentă de pasă suficientă pentru a destabiliza defensiva adversă. Conduce Ferencváros cu 27-21 pe terenul lui Mes. 6 goluri avans, ce ar trimite partida în prelungiri. Horacek, de Paula. De Paula! Duce liniștea. În sfârșit vine un gol în poarta lui Ferencváros. Bruna de Paula, cea care înscrie. Pare să aibă și o ușoară problemă la piciorul drept brazilianca. Al treilea gol din meci pentru de Paula. Lechici, lui Ber. Lechici, din nou Kluiber, Bălc. Bălc întoarce pentru Kluiber, Kluiber până la Lechici. Încearcă de la distanță Kluiber, dar cu puțină șansă, scoate de pize. Răsuflă și ea ușurată, Camil de pize, încurajată de pe bancă de Hata Dusako. Rămâne 22-27, Mes Ferencváros.
Valentini, Paula. Foarte ușor puteau să piardă mingea mai devreme jucătoarele de la Mes, în urma pasei pe care de Paula a dat-o la Valentini, faultată Maslova. De Paula, blocată de Tomori, forțare dată la Horacek. Trăiește periculos Mes acest retur. Să sperăm că și CSM va avea capacitatea de a întoarce acea înfrângere. 4 goluri diferență de la Esbjerg. Partida va fi de la ora 17 pe Digi Sport 1. Lekici întoarce pentru Bölk. Pasă puțin incomodă pentru Kluiber, dar dau noroc maghiarele. Valentin nu a reușit să mențină mingea în joc. Lekici. Pași au fost, cred că, la Lekici. De Paula întoarce către nimeni. Horacek a pierdut contactul cu mingea și pe contraatac înscrie Ferencvaros. 22-28. Marcat Harshvalvi. Să vedem dacă Mes va avea capacitatea să iasă din corzi în această partidă. Presiunea este imensă pe umerii săi și pe umerii fanilor, indiferent de vârstă. Horacek, Paula, au nevoie de gol jucătorile de la Mes pentru a lua o gură de oxigen. Maslova întoarce pentru De Paula. De Paula faultată și eliminare de 2 minute, da, data la Tomori. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Tomori ușor irită masa oficialilor. A fost o împingere la De Paula. Evident, o eliminare de 2 minute venită într-un moment bun pentru Ferencvaros. Și a creat avans de 6 goluri pe tabelă. Horacek, foarte bine, Maslova prelungește către Bond, dar nu a atacat Bond poarta, nici nu prea avea pe unde să facă acest lucru. Încearcă Buktić să se întoarcă cu două adversare în spate. Este faultată. Reîntors jocul la linia de nou. Horacek, Paula, intră pe extrema stângă. Canor primește acum. Canor! Lob în bară, transversală. Lona Canor. Foarte bine, foarte bine au revenit de la cabine jucătoarele lui Elec în acest sfert de finală. De la 17-17, cât arăta tabela la pauză, iată, 28-22 conduce Ferencvaros. Kluiber pasă pentru Maleștai! Și este o partidă în care strălucește din ce în ce mai mult de Pize. O nouă paradă pentru Camille Depuize. Horacek, 7 metri. Și să vedem cine va veni la linia de 7, pentru că Jorgensen a ratat ultima încercare pe care a avut-o, dar a apărat atunci Blanca Biro. O aruncare de la 7 metri foarte, foarte importantă pentru Mes. Deocamdată 6 goluri avans pentru Ferencvaros. Buktić la linia de 7 reușește să înscrie. 23-28. Avem ultimele 9 minute din meci și le place această partidă, pentru că este, iată, sub semnul întrebării, un sfert de finală ce pare a jucat după partida turc.
E echilibrat duelul. O evoluție foarte bună a lui Ferencvarășan. Repriza secundă a returului cu Mes. Lekić forțează un atac. Este decizia arbitrilor. O pasă totală a Iurea pentru Canor. Revine Ferencvaros pe semicercul advers, dar acțiunea este oprită de arbitru. Bölk, Lekić, din nou Bölk, întoarce pentru Lekić. A ieșit Debbie Bond în încercarea de a recupera mingea, de a fura mingea, a lăsat zona liberă și pe acolo a înscris Ferencvaros, 23-29. De Paula aruncă pe el lângă poartă. Cer fault francezii, dar arbitrii sunt de neînduplecat. Lasă jocul să continue. Siguranță vom avea și o reluare la un moment dat. La acțiunea de mai devreme, 23-29, iar Ferencvaros se poate duce la 7 goluri diferență. Lumea, deja măcinată de emoții, începe să se ridice, să trăiască în picioare acest final de meci dramatic. Înscrie Ferencvaros, 23-30, plus 7 pentru Ferencvaros. Bölk a fost cea care a marcat. Foarte bună deschiderea pe extremă. Debbie Bond pare ieșită din tensiunea acestei partide. A ratat sau a apărat Blanca Biro. Da, un exemplu pe care CSM poate să îl urmeze în meciul cu Esbjerg. Ferencvaros a avut de întors un handicap de 6 goluri. CSM are de corectat un handicap de 4 goluri. Îl văd pe președintele Wisman, președintele lui Mes, cu tricoul în cap, marcat de emoții, pe banca tehnică a lui Mes. Blanca Biro și ea a contribuit la avansul înregistrat acum pe tabelă. 5 intervenții în meci pentru Blanca Biro. Cred că 4 dintre ele reușite în repriza secundă. Lekić întoarce pentru Kluiber. Kluiber, Bölk, vine și Marton să ajute, dar pasa se duce către Kluiber. Kluiber, Bölk, un nou atac dus până în limita pasivului. Lekić, aruncă din fault. O singură pasă rămasă pe atacul lui Ferencvaros. Bölk se înalță și înscrie cu noroc. Iată și șansa este de partea lui Ferencvaros. 23-31, prieteni. Plus 7 pentru Ferencvaros, plus 8 chiar. Vom avea 6 minute de foc în această partidă. Malestein luată păritește de umăr, de tabulele. De sortir vite et ça va faire Chloé pour Laura pardon pour Valeria. Bruna, il faut que tu arrives et il faut réussir à trouver Tamara avec Sarah par là-bas. Bruna, attention à pas de prendre la balle par ici. Et Sarah, il faut ne te laisse pas quand Chloé vient. Essaye de rester un peu par ici là. Ne te laisse pas amener avec Chloé. Acceptez de jouer à chaque fois un bout un tout petit peu plus loin pardon sur la séquence. Allez, 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 allez. Cere în criză de timp mai un ad timeout. 6 minute până la final. Cadrul al deznădejdii mai devreme. Andriușina și Maionad văd cum se îndepărtează din ce în ce mai mult al treilea Final Four pentru Mes.
răpusă de evoluție foarte bună pe care Ferencvaros a avut-o în această repriză secundă. Înscrie punctul 24-31. 7 goluri diferență Ferencvaros. Acum toată atenția pe defensivă. Am văzut și pe Burgard mai devreme în tribune, indisponibilă pentru această partidă. Kluiber, Lekic, Kluiber. Da, scoate bine, scoate bine de Puize. A fost foarte aproape mai devreme Canor să recupereze, dar până la urmă a scos-o pe mes de Puize. 24-31, Buctit, uitată! Uitată Buctit pe centrul semicercului, aruncă însă în bară. Ocazie clară de gol pe care Sara Buctit a avut-o mai devreme. Patru minute până la final. Ferencvaros are 7 goluri avans și atacul. Bölk. Paul Tata. Bölk. Kluiber. Zburdă Ferencvaros pe acest final de meci. 8 goluri avans. Cine ar fi crezut? Incredibil ce evoluție a avut Ferencvaros în această repriză secundă, o evoluție ce ilustrează perfect sezonul lui Gaborele. Capabilă să bată pe oricine, capabilă să ia bătaie de la oricine. Capabilă să piardă în fața Chiorului la 11 goluri, ca apoi să-și învingă marea rivală în finala cupei. Să piardă la 20 de goluri cu Bietigheim, să fie apoi egala lui Vipers. Să scrie de la 7 metri Buctit. Da? Mare încredere a avut Maionat în Buctit, pentru că Buctit era probabil marcată puțin de ratarea de mai devreme. A aruncat de la 7 și i-a înscris al 8-lea gol din meci. 25-32. Lekic, Kluiber. Bölk. Bölk pentru Kluiber. Kluiber se interpune Laura Canor și faultează. 7 metri, Ferencvaros. Mahlestein. Aruncă și înscrie Mahlestein la 7 metri. Minute rămase, prieteni. Plus 8, Ferencvaros. Care este foarte, foarte aproape de prima prezență în Final Four-ul de la Budapesta. O prezență pe care o urmărește de ani și ani de zile. Și iată, este pe cale să o realizeze după o întoarcere fabuloasă de scor în sfertul de finală cu MES. Un exemplu pe care de la distanță Ferencvaros îl poate oferi CSM-ului, care încearcă să întoarcă scorul înregistrat în turul cu Esbjerg. Înscrie de Paula, care trage de ea pe acest final de meci. 26-33, plus 7 Ferencvaros. Intrăm în ultimul minut. Bruno de Paula, 4 goluri din 8 încercări. Lekic,
Kluiber. Un atac ce poate să aducă calificarea lui Ferencvaros. În weekendul magic de la Budapesta aruncă Lekic cu pământul, mingea trece peste poartă. Ultimul minut de joc, De Paula zburdă pe lângă Tomori și cade secerată brazilianca. Să vedem ce decizie vor lua arbitrii norvegieni. De foarte multe minute De Paula are probleme la piciorul drept. Am văzut-o și mai devreme trăgând de ea și acum epuizată, măcinată de problema pe care o are. Este căzută la pământ, eliminată pentru a doua oară în meci Tomori. Da, pentru a treia oară, ne zice grafica televiziunii franceze, ar putea să fie finalul meciului pentru Tomori cu un minut mai devreme. Da, pare Tomori să se echipeze. Dacă va părăsi zona băncii tehnice, înseamnă că a acumulat 3 eliminări în meci. Da, este eliminată Susana Tomori cu 55 de secunde înaintea finalului de meci, înainte să părăsească terenul. Își mai aruncă Susana Tomori un ochi spre tabelă. 3 ligi ale campionilor câștigate de Susana Tomori cu Gheorghe și una cu Vipers. Un atac extrem, extrem de important, vital pentru Messi. De Paula rămâne pe teren, De Paula pentru Horacek. Horacek reușește Ferencvaros să fure această minge. Foarte aproape Marton să strice fapta bună pe care a făcut-o mai devreme. Încă 30 de secunde. Vor împinge până la limita regulamentară acest atac jucătoarele de la Ferencvaros, o apărare avansată a Messinelor, a jucătoarelor de la Mess. Lekic acum pentru Bölk. Este, prieteni, o repriză secundă ce valorează cât un sezon pentru Ferencvaros. Foarte, foarte aproape să ajungă în turneul de 4 de la Budapesta pentru prima dată după nenumărate încercări. Părea o misiune imposibilă și din cauza istoricului și din cauza partidei turn. Dar iată, Ferencvaros răstoarnă toate calculele și este aproape să își urmeze rivala de la Gheorghe, rivala locală de la Gheorghe. Și în sfârșit Ungaria să aibă două reprezentante în turneul de la Budapesta. Acolo a mai ajuns și Vipers. Când și-au găsit și jucătorile de la Mess să simtă gustul amar al înfrângerii. După, vă spuneam, iată-o pe Tomori în alături de Edviși, aflată în tribune, este în continuare accidentată Beatrice Edviși. Vă spuneam, când și-a găsit și Mess să pună capăt șirului de 27 de victorii consecutive în această partidă cu Ferencvaros, decisivă pentru accederea în Final Four. Mare favorită Mess la startul acestui meci, mare favorită la pauza acestei partide. Dar iată că Ferencvaros și-a jucat până la capăt șansa pe care a avut-o, ratează în ultimele 10 secunde șansa golului. Acum 7 goluri între Ferencvaros și Mess. Mess poate să trimită partida în prelungiri dacă Horacek va reuși să înscrie. Se termină partida, Mess mai are o aruncare de la 9 metri cu zid. Greu, greu, foarte greu să înscrie de acolo. Foarte bun faultul făcut mai devreme, un fault curat făcut de Bölk. Și roade unghiile acolo de Pizet, cea care a menținut șansele franțuzoaicelor cât de cât în această repriză secundă cu intervențiile pe care le-a avut Maslova. Este
responsabilă cu această aruncare de la 9 metri cu zid. S-au mai văzut minuni din această poziție, dar greu, greu să înscrii de acolo. Maslov aruncă în blocaj și Ferencvaros pentru prima dată în istorie se califică în turneul Final Four de la Budapesta. O performanță imensă reușită de echipa lui Gabor Elec. Plânge Beatrice Servici în pofida faptului că echipa sa, actuala sa echipă, a eliminat fosta sa echipă. Bucurie imensă, evident, pentru Ferencvaros, cea care a pierdut pe teren propriu la 6 goluri diferență și a câștigat la 7 returul jucat pe un teren foarte, foarte dificil la Mes, aici unde foarte, foarte greu reușește cineva să se impună. O minune produsă de echipa lui Gabor Elec după o evoluție de vis în repriza secundă. Pentru prima dată din actualul format, Ferencvaros merge alături de marea rivală Gheor în Final Four-ul de la Budapesta al Ligii Campionilor. Performanță imensă reușită de Gabor Elec într-un sezon în care Ferencvaros a suferit cea mai drastică înfrângere din participările sale europene în acea deplasare la Bietigheim, într-un sezon în care a pierdut la 11 goluri diferență în fața marii rivale Gheor, într-un sezon în care foarte mulți puneau sub semnul întrebării prezența lui Gabor Elec pe banca tehnică, o prezență de 16 ani. Iată ce înseamnă să dai continuitate unui antrenor, iată ce înseamnă să aibă puterea cuvântului Gabor Elec, să aibă jucătoare care se poată să-i transpună în teren acțiunile și să aibă jucătoare ce pot crede până în ultima secundă. Superbă victoria obținută de Ferencvaros, 26-33, 7 goluri diferență, exact de cât aveau nevoie pentru a se califica în Final Four. Extraordinară povestea acestei partide care aduce prima prezență a lui Ferencvaros în Final Four-ul Ligii Campionilor și sperăm că va fi un exemplu de urmat pentru CSM București, ce trebuie să întoarcă un handicap de 4 goluri în returul cu Esbjerg. Sunt Ion Gațichi, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Digi Sport. Seară bună să aveți. La revedere!